Președintele ales al Consiliului Județean Maramureș, liberalul Ionel Bogdan, a invitat astăzi partidele care au reprezentanți în Consiliul Județean, în baza alegerilor din 27 septembrie, să semneze un pact de bună guvernare a județului Maramureș, prin care semnatarii se angajează la transparență instituțională și eficiență administrativă. După alegerile din 27 septembrie, Maramureșul are șansa unui nou început. Un nou început care trebuie să însemne investiții, dezvoltare și o viață mai bună pentru maramureșeni aici acasă. Este foarte important ca administrația județeană și administrațiile locale din județul Maramureș să guverneze în baza unor principii. Președintele ales al Consiliului Județean Maramureș a precizat că este important ca partidele, prin reprezentanții lor, să se unească în jurul unor proiecte de dezvoltare a județului. De aceea, liderul liberal a invitat să semneze acest pact de bună guvernare a Maramureșului toți primarii din județ. Partidele reprezentate în Consiliul Județean, precum și partidele aflate în consiliile locale Baia Mare și Sighetul Marmației, cele două municipii fiind esențiale pentru dezvoltarea județului. Este foarte important ca în următoarea perioadă, următorii 4 ani de zile, să dăm dovadă că Maramureșul nu mai este codaș în ceea ce privește absorbția fondurilor europene, că Maramureșul nu mai este codaș în ceea ce privește salariul mediu pe cap de locuitor, să dăm dovadă că putem cu adevărat dezvolta Maramureșul. Am convingerea că acest pact va fi semnat de cât mai multe partide reprezentate în viitorul Consiliu Județean, deoarece toți, fiecare partid, ne-am angajat în fața maramureșenilor în campania electorală că vom susține proiecte care să ducă la investiții și un trai mai bun pentru oameni. Ionel Bogdan a mai declarat că administrație locală performantă se face cu bani europeni, cu proiecte, cu investiții și are încredere că niciun partid nu dorește să-i dezamăgească pe oamenii care au votat.